Seara bună, dragilor! Trăim într-o lume bidimensională, tridimensională. Simțim lucruri pe care nu le vedem, dar în toate acestea există un rațional și o logică perfectă. Atunci când am vorbit despre abordarea energetică a ființei, v-am promis că vom vorbi și despre terapia la distanță, v-am rămas datoare, mi-ați reproșat și mi-ați cerut să revenim asupra subiectului pentru că prezintă interes pentru domniile voastre, așa încât despre energie vom vorbi și astăzi și îi spun bună seara doamnei Firuța Deac, draga noastră Firuța, maestră în terapii bioenergetice, bine ai venit la noi, bine ai revenit la noi. Bună seara, bine te-am găsit. Și ce putem noi să vorbim decât despre... Înainte să pornim la subiectul în sine. Da. Vreau să-ți mulțumesc ce frumos ai scris de ziua mea. Mă bucur că ți-a plăcut. Foarte tare mi-a plăcut. Și dacă ți-aduci și tu aminte, când a fost ziua ta, atunci eu, din numele tău am făcut un acrostih. Și îl am aici la mine. Asta acrostic înseamnă ai un nume și literele care încep în jos sunt literele din nume. De fapt, numele este chintesența persoanei fizice, ființa fizică și nu numai. De fapt, tu ai multe acrostici. Am multe, da. Da. Am zis așa, Viorica, viața ne-a adus alături. Imens ne-a împletit destinul, onoarea că mi-ai fost alături, rostul vieții mele a legat și adevărat. Ieri și azi, sigur și mâine, curajul să fii tu mereu, alungă tendința să spui eu, cu adâncă prietenie, Zamfira Firuța. Ce frumos! Mulțumesc frumos, Firuța! Dar să știi că eu mi-am învățat lecția și încerc să nu spun de foarte multe ori eu. Pare o doză de egoism așa când toți încerc. Avem. Da? Da? Toți avem. E vorba despre acest ego al nostru care se manifestă mai mult sau mai puțin, mai devreme sau mai târziu, dar trebuie să transformăm ego-ul în eu însămi, adică asta înseamnă asumarea ființei tale, asumarea și de să sine. Să nu lăsăm să răbuvnească să așa nu, pe din afară. Să stea acolo cu minte, stea cu minte atât cât trebuie să exact, fie. Absolut, exact. Așa. Da. Da, ai fost inspirată, e un acrostih frumos, tu ai multe. Mai multe acrostih. Să le și o parte cred că le-ai și publicat. Da. Și altele. Și ai altele, știu că lucrezi la o carte foarte frumoasă, abia așteptăm să o vedem tipărită și să o citim, să ne bucurăm de ea. Ne vom ocupa de ea noi amândouă. Ai, mulțumesc! Noi amândouă. Când dai de lucru, nu? Da, dar e ceea ce e cuprins în acest gând de dragoste și iubire creștină, cosmică pentru tine. Este tot un fel de terapie, draga mea, și dintr-o parte categoric, și din alta. Da. Am o lucrare a unui medic în biblioteca mea cu titlul Iubirea tămăduitoare. Și acolo e tot așa vorba despre terapie și nemijlocit, dar și terapia la distanță. Și cum? Scrisă de un medic. Cum ar trebui să începem, revenind la tema emisiunii noastre, cum ar trebui să începem discuția noastră și să ajungem încet, încet la terapie la distanță? Să abordăm iarăși așa, poate că ar trebui să faci un... Ca o sinteză? Ca o sinteză a ce înseamnă energia și terapia sau energetică, așa-i. Ca să ajungem încet, încet la... La terapia eu la distanță. Eu departe, tu aproape, tu departe, așa. Nu. Am găsit tot într-o carte de-a mea din biblioteca, multe cărți de specialitate, cele care erau pentru școlari, le-am dăruit școlarilor, care a copiilor mei și mi-am făcut loc în bibliotecă de cărți. Acolo am găsit o definiție de acum 2711 ani înainte de Hristos. A energiei. Da, o definiție a lui Nei Ching,
Este o, și o carte, și cartea poartă numele, care a fost un fel de consultant a împăratului Galben, de care sunt legate foarte multe aspecte cuprinse în medicina tradițională chineză. Și mi-a plăcut foarte tare, mai cu seamă că am zis că încercăm să facem o sinteză, dar asta e o definiție, oricât m-a strădui, în câteva minute n-aș putea spune ce a spus Nei Ching despre energie. Și a zis așa: rădăcina oricărui mod de viață, a oricărei nașteri și a oricărei schimbări este qi sau chi, energia. Da. Miliardele de lucruri care există în cer și pe pământ ascultă toate de această lege, că este o lege. Astfel, Qiu sau Qiu, cum îi zicem, la periferie învelește cerul și pământul, iar Qi în interior se activează. Adică exteriorul pătrunde în noi și atunci se interiorizează impactul nostru cu energia din acest ocean de energie în care noi trăim și în care este cuprins și pământul. Vine din exterior? Da, și atunci se implementează în interior până când se face rezonare cu energia din afară, cu energia din interior, și atunci interiorul se activează și organele și tot ce ține de ființa umană în toate corpurile sale se încarcă energetic. Așa. Totul vine de la qi. Qi este izvorul luminii pe care o răspândesc soarele, luna și stelele. El este izvorul existenței tunetului, a ploii și a norilor. El este izvorul celor patru anotimpuri și miliarde de lucrări îi datorează nașterea lor, creșterea lor, acumularea lor și conservarea lor. Atunci energia nu dispare, ea doar se transformă. Da. Și atunci sunt transformările astea. E foarte frumoasă. Da, este un clasic. Nu frumoasă, e cuprinzătoare. Cuprinzătoare. Acum ești de acord că mi-ar fi trebuit mult prea mult timp să definesc tot ce cuprinde această definiție a energiei. Și dacă acceptăm că tot ce e în jurul nostru este energie, câte formula lui magică E, energia egal masa, ori viteza luminii învit la pătrat. Asta e energia, care se găsește în orice. Dar a trebuit să treacă atât amar de vreme până s-a născut Einstein. La început n-a fost acceptat, dar după aceea așa a fost să fie și a fost acceptat. Vorbim despre știință, dar partea, tratarea energetică a ființei umane și mai nici astăzi nu este acceptată în totalitate. În totalitate. E o problemă de opțiune și eu zic fiecare are acest drept să opteze pentru ce simte în interior. Și atunci simte la nivelul vibrațiilor pe care le are în toată ființa. Da, uite, putem să tratăm cu ajutorul terapiilor energetice aproape orice. Orice. Inclusiv piatra. De exemplu, mă refer la minerale, la florile de mină pentru cristaloterapie. După ce sunt purificate, sunt încărcate cu un anume algoritm. Eu am acasă, de mult, o floare de mină care are o parte albă de cuarț și o parte neagră. Ce-i foarte interesant, cristalele, aranjamentul lor, să-mi aduce aminte să ți-o arăt când vii pe la mine, sunt identice și pe alb și pe negru. Și atunci am zis, aici pământul negru și aici este ziua, soarele, ce ține așa între palme și și te încarci de energie. Da, și călătoresc și în univers. Da. Da, foarte, foarte complexă și foarte enigmatică. E complexă, dar e accesibil. Este, da. E accesibil. E accesibil dacă pătrunzi, că altfel așa pare o fantezie. Vorbește aici despre terapie energetică la distanță. Este. Cum începem? Și Ignatenko acceptă și folosește terapia la distanță. Se folosește foarte mult. Da. Sunt oameni care au O tehnică ce se învață ca și medicina, ca orice profesie. Dar aici e vorba despre energie și terapie. Da. Și atunci fiecare încearcă să se specializeze
pe o direcție anume. Și ca să o înțelegem, cum? Să vedem corpul ca pe un sistem, să vedem sisteme, să vedem... Ființa umană are mai multe corpuri, dat o să le spun și care, mai multe sisteme și aparate fiziologice care, într-o conexiune atât de minunată, cum numai Dumnezeu putea să creeze o asemenea ființă, e, cum să-i spun eu, o împletitură absolut admirabilă. Și atunci, dacă tot ziceam de corpuri, ce vedem la noi, la ca ființe umane, vedem partea fizică, este corpul fizic. Să nu atingi microfonul. Ok, adu-mi aminte? Da. Deci este corpul fizic care este înconjurat de corpul eteric. Este un fluid energetic care are atâta diversitate câte părți avem noi. Este vorba despre fluidele părului, a unghiilor, a ficatului, a sângelui, a orice avem. Fiecare are fluidul specific, deci este o energie absolut specifică. Pe aceste categorii de fluide poți face investigarea să vezi unde este un deficit energetic, unde este un blocaj. Apoi aici intră meridianele energetice, dar este corpul astral, emoțional. Emoțiile nu se văd, dar ele există. Așa cum energia nu se vede, dar se simte. Se simte. Ca și curentul electric. Nu vedem curentul electric, dar îl vedem prin manifestare. Da. Sau cea mai frumoasă, cel mai frumos exemplu este, pe lângă energie, așa, telefonia mobilă. Oh, da. Și te duci în vârful dealului sau și te comunici cu partea cealaltă a pământului, În același până în America, acolo, până în Japonia. Da. Poți, da, așa este. Și atunci să termin, că am zis că ființa umană are sisteme și aparate. Eu le-am ordonat de așa manieră că atunci când fac determinările energetice să curgă într-o ordine anume, bine stabilită din punct de vedere energetic. Și le măsori pe fiecare? Pe fiecare. Și atunci trecem în revistă sistemele. Avem sistemul nervos central. Avem sistemul nervos periferic, care este prin nervii care sunt în coloana vertebrală și au rădăcinile în măduvă. Și apoi mai este tot un sistem nervos, chiar astăzi am vorbit despre sistem nervos autonom, este vorba despre sistemul vegetativ, simpatic-parasimpatic, care nu primește comandă de la creier. Altfel, toate celelalte comenzi sunt pornite din creier, pe baza mesajelor pe care prin simțuri noi le primim și ajung la creier. Apoi și ni le transmit? Da. Da, da, sigur că da. Și atunci aici se adună unde avem ce avem. Avem psihologia, nu? Avem gândirea, avem vorbirea, avem memoria, avem atenția, avem imaginația, care pentru noi înseamnă psihicul care influențează nemijlocit corpul fizic care se numește soma. Și atunci sunt specialiști care declară că toate bolile sunt psihosomatice. Și atunci rădăcina nu este în soma, în fizic, ci undeva în unul din corpuri, în corp emoțional, în spiritual, în mental și în emoții. Da, o să vorbim când abordăm subiectul acesta al metodelor de tratament, să vorbim și ce putem să... De ce? De aproape sau de departe. Așa-i. De ce am pornit așa? Să fac o enumerare, să vedem din ce este construită ființa noastră umană, pentru că terapia, fie nemijlocită, fie la distanță, se lucrează pe o ființă umană sau o ființă vie. O floare este vie, un animal este viu și atunci toate au categorii de fluide energetice care se pretează la o abordare de investigare radiestezică. Și apoi, din acest punct, trecem la o știință de graniță care se numește infoenergetică și se determină cu ANSA și cu raportorul nivelul de. Aici are între doi termeni foarte importanți.
integritate structurală, că totul este o structură, dar este o integritate funcțională. Funcția nu o vedem în sine ca energie, dar se manifestă prin, eu acum mișc mâna, așa-i? Este integritatea mâinii mele sau oriunde. Și atunci, știind, toate aceste elemente sunt puncte de reper în a aborda. Și când se fac determinări energetice cu ansa și cu raportorul și mergem pe sisteme. Cea mai rapidă e pe sistemul dual, da și nu. Și atunci întreb, unde, este o întrebare, este un algoritm, unde avem blocaje? Și atunci întreb, pe meridiane energetice, da sau nu? Pe extrameridiane, da sau nu? Și iau pe rând sistemele. Și atunci întreb toate sistemele și manifestarea ansei mi-arată dacă e da, dacă e nu. Atunci, în funcție de aceste valori care se determină și se notează, se construiește suita de algoritm care compune, de fapt, terapia. De fapt, este ca un fel de scanare. Absolut. Scanezi, dar altfel. Altfel, o altă altfel, categorie, da? De scanare. Da, așa este. Și mai apare încă un element, este abordarea holografică. Când se lucrează și nu se vede, e sistemul pornind din hologramă. Holograma a unui obiect sau unei ființe, doar pe o, cum să zic eu, pe un element energetic. Și atunci o evocare care se face pentru o persoană și nu-i prezentă, deja intrăm în terapia la distanță, este legătura pe care noi o avem vind în oceanul energetic. Toți avem legătură noi între noi, că suntem aici, că suntem în Statele Unite, că suntem în Malaysia, că suntem în Japonia, oriunde am fi, este această structură energetică prin care noi comunicăm, știut sau neștiut, comunicăm noi între noi. Și atunci se stabilește momentul în care ai stabilit ce vrei să măsori, ce vrei să analizezi, este această relație de conexiune energetică între noi și între Univers, în toate formele sale de manifestare. Cum a început? Are o istorie toată aceasta de terapie la distanță? Terapia la distanță, prima oară am avut tangență cu ea, dacă ții minte, când ți-am zis că am urmat cursurile de tehnică radiantă, este o formă de Reiki. Atunci am învățat trei simboluri pe care eu le folosesc ca atunci, dar se regăsesc în suita de sisteme Reiki cu toate simbolurile care au o anume, acoperă o anume categorie de energii, fie că sunt în integritate funcțională, fie că sunt în deficit sau sunt destrămate sau sunt în dezechilibru, toate astea. Și atunci, în funcție de ce găsești unde, mai e nevoie de un element absolut, absolut necesar. Cunoașterea teoretică a fiziologiei. De-aia îmi place să vorbesc cu tine, de ce? Pentru că mă faci să înțeleg la modul științific. Științific și concret. Și concret niște lucruri care par fanteziste de multe ori. Da, dar nu sunt. Nu sunt. Și atunci, a fost o temă, pornind de acolo, uite, este simbolul cu cele mai multe elemente, 22 de elemente. Sunt maestrii Reiki și recunosc această denumire, îl mică Usui, cu cele 22 de elemente, care este simbolul încă de atunci, de demult, este simbolul de tratament la distanță. Se numește Honshazeshonen. E din trei părți și atunci, folosind acest simbol, ca în traducere ar fi așa, nu este prezent, nu este trecut, nu este viitor, sau Dumnezeul din mine se unește cu Dumnezeul din tine și stau de vorbă, știi? Se comunică.
Cum intri? Îți trebuie o anume stare ca să intri sigur, într-un fel de dialog așa virtual cu persoana care se află categoric, da, dar pentru asta trebuie să ai acceptul persoanei, fie că ai o fotografie și cu ai numele și data nașterii și locul așa, sau dacă ai posibilitate să îi prinzi amprenta vocală, adică vorbești la telefon, îi ceri, îți cere ție să-i faci, atunci este acceptul de a se supune acestui sistem energetic de abordare holistică unde e cuprinsă toată ființa. Trebuie să știe și el și persoana respectivă sau ea habar n-are când tu lucrezi. Nu trebuie să știe, dar trebuie să accepte. Uneori acceptăm ce înțelegem, uneori acceptăm ce nu. De ce se cere? Dăm seninătatea să pot accepta ce nu pot schimba. Sau ai găsit ce nu-i în ordine, dar ai curajul să schimbi. Și atunci zici, dăm curajul să pot schimba ce se poate schimba. Că uneori vedem că am putea schimba, dar o anumită rezervă sau știu eu ce. Ce ne împiedică? Necunoașterea, necunoscutul, ignoranța? Acum, termenul ăsta, ignoranță, în sensul că nu-i peiorativ. Adică îți trebuie cunoaștere din ignoranță, adică nu știi, pur și simplu nu știi. Și atunci, prin asta, se împletesc informații pe care toți le avem. Toți avem latentă energia care o putem pune în mișcare, doar trebuie să știm cum. Dar ca să fii eficient și să fie util celor din jur sau la ce te referi, trebuie să ai o liniște tu interioară, să nu fii bolnav și să ai putere de detașare, adică în momentul în care începi terapia, te detașezi de tot. Eu nu văd decât fie fotografie, fie persoana care este lângă mine, mă detașez de tot mediul înconjurător și atunci creierul nostru intră în starea alfa. Este starea de dinainte de somn și atunci de relaxare totală, așa, este starea în care subconștientul tău intră în rezonanță. Și atunci foarte multe informații pe care eu le primez de la tine prin subconștientul meu. Și asta e o schemă bloc, aici inconștientul, dar este un traseu în care ajunge rațional și atunci știi ce ai de făcut. Pui o întrebare, te duci și vezi ce zice și vii înapoi, ce să faci? Pare greu de învățat și nu e chiar ușor, dar nu este, nici asta nu este o fantezie. Tu de când, de câți ani faci terapie la distanță? Asta de cel puțin din 2000, dar radiestezia și infoenergetica am mai devreme, înainte de 2000. Atunci practica pe care am făcut-o cu maestrii din București, aveam lectorii din București, atunci se făcea foarte serios școala. Atunci în practică ne învăța ce trebuie să se manifeste când urmărești ceva. Și atunci am făcut experimentul cu mărul. Când am determinat biocâmpurile și ce s-a întâmplat cu mărul, tot ce-i viu are biocâmpuri care este aura. Și atunci ajungem să vorbim despre structura energetică din aură. Sunt biocâmpurile care ne înconjoară toate corpurile noastre cu punct de fixare, cele două linii de chakre. Sunt chakrele din față, chakrele din spate. Ele sunt legate și se întâlnesc exact în măduvă, în coloana vertebrală. Și acolo, termen yogin, e niște nadiuri, trei dintre ele. Un nadiu se numește sushumna, care leagă coccisul de creștet. Este chakra 1 și chakra 7. Celelalte, începând de la 2, chakra 2, are denumire, dar nu o folosesc astăzi, e chakra 2A pentru față, 2B spate, ai echilibru energetic între cele două chakre perechi. Și așa, încet, încet se ajunge să poți determina, să poți afla, să poți determina și poți măsura, aici e partea foarte interesantă, să cuantifici și după aceea să explici
și să interpretez datele respective. Da, ca să nu facem prea multă teorie, eu zic să luăm un moment de publicitate și după aceea să intrăm să vedem ce putem să facem cu terapia la distanță și cu metodele acestea care la urma urmei vin să ne îmbunătățească starea noastră de bine și de sănătate. Așa. Publicitate. E.